Putaisa Turda și CSU din Suceava s-au întâlnit pentru prima dată joi seară. Formația antrenată de Petru Ghervan, Adrian Chiruț, Iulian Andrei și Bogdan Șoldănescu a făcut o primă repriză bună, încheiată la egalitate, scor 14-14. Vicecampioana Ligii Zimbrilor, Putaisa Turda, și-a revenit după pauză și s-a impus în final la o diferență de 3 goluri, scor 30-27. Ardelenii au avut câștig de cauză și în cel de-al doilea amical contra Universitarilor. Putaisa Turda a condus la finalul primei reprize cu 18-15, iar în final a câștigat cu 32-30. În cele două meciuri amicale din Ardeal, la prima echipă a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, a debutat tânărul Codrin Radu. În vârstă de doar 16 ani, acesta este component al echipei naționale de cadeți a României. CSU din Suceava va debuta în noua ediție de campionat la sfârșitul săptămânii viitoare, când va juca în deplasare cu nou promovata Universitatea Cluj.